Reuniunea cu tema aplicarea sistemelor solare în procesul de irigare în agricultură din cadrul proiectului Aspectele socioeconomice și ecologice ale aplicării surselor de energie regenerabilă în producție agricolă a avut loc ieri la corporația PKB. Datorită Ministerului Agriculturii și Protecției Mediului Republicii Serbia, noi am reușit să obținem surse financiare pentru a continua în primul rând proiectul care l-am conceput anul trecut privind de, uh, folosirea uh, energiei solare, iar anul acesta avem și în plus o îmbunătățire cu prezentarea posibilităților de folosire a energiei vântului, adică energiei eoliană. Ideea este să avem un uh, generator electric care poate fi mobil, robotizat și la îndemână producătorului nostru agricol, care în primul rând se ocupă cu producția agricolă intensivă, adică cu legume culture sau fructe pe terenuri mai mici, în medii de 3 hectare. Proiectul va fi implementat de Institutul Mihailo Pupin din Belgrad, Centrul pentru Robotică și instituțiile parteneri. Institutul pentru Economia Agriculturii, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Novi Sad și Serviciul de Consultanță Padinska Schela.